Federația Română a dat publicității vineri un comunicat prin care anunță rezultatele procesului de licențiere pentru Liga a doua. Chindia Târgoviște, câștigătoarea seria a treia în divizia C, a primit licență pentru a evolua în eșalonul superior. Lăudabil este faptul că gruparea târgoviștean a fost singura dintr-un total de 28 care a obținut licența încă din prima instanță. Cel mai probabil, siguranța financiară, dar și stabilitatea proiectului au fost principalele argumente luate în calcul de comisia de licențiere. Iată comunicatul FRF care face lumină într-o problemă extrem de discutată în ultimele două luni. Prin același comunicat se arată că FC Chindia Târgoviște are drept de promovare urmând să evolueze din toamnă în Liga a doua.